Salut, Bivang, și la un nou episod pe canal, să trecem împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte, foarte special pentru voi, pentru că trebuie să nu alegeți gaura greșită. Avem 3 găuri la dispoziție și nu știm exact care din ele ne va duce într-o lume ciudată sau într-o lume frumoasă. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Câte like-uri vreți la episodul de azi? Ia ziceți vreau rapid. Vreau să strângem peste 16.000 de like-uri. 16.000 de like-uri vrea pisica, da. Și tu, Mihai, câte vrei? Ia zi-ne. Mă gândeam să zic cât dinții lui, da. Cât dinții lui? Câți dinți are? Nu știu, care adevărat. Și aș mai pune 3 zerouri la coadă. Bă, nu știu ce să zic. Mă uit așa de aproape, dar sunt cam mulți dinți. Adică... 20.000! 20.000 de like-uri? 20.000, să fie 20.000 de like-uri, hai să vedem. Și vă mulțumim foarte mult dacă ați apăsat pe butonașul de like. Uitați-vă până la final să vedeți dacă am nimerit gaura potrivită. Și trebuie să alegem. Deci gaura aceasta este cu familia Mami Longlegs. Deci îl avem aici pe Bebe Longlegs. Pentru prima dată îl vedem pe Gary's Mod. Adorabil! Și pe Daddy Longlegs, varianta cea nouă. Are și pălărie, mustață și tot ce trebuie. Uite cum arată, ce drăguț, acum am văzut. Are puțin magician. Da, pare așa puțin magician. Nu știu exact ce se află acolo, dar da. Bun, următoarea gaură este Huggy Wuggy. Este destul de interesant pentru că nu știm ce ne așteaptă niciuna dintre ele. Și următoarea gaură este Cartoon Cat. Acum, nu știu, scrieți-mi în comentarii pe care o alegeți voi. 1, 2 sau 3. Scrieți pur și simplu numărul în comentarii. Sau puteți să ziceți eu aleg 1, 2 sau 3. Scrieți așa și să vedem dacă s-a nimerit alegerea voastră cu ce am ales noi. Și bineînțeles apăsați și pe butonașul de like dacă n-ați făcut-o încă. Voi pe care o alegeți dintre astea 3? Ce ziceți? Eu aș alege-o pe familia Longlegs. Familia așa? Longlegs? Vreți să le luăm pe rând? Așa gen prima? Sau? Pare cea mai... Ok, față de ceilalți doi. Stai. Deci eu sunt foarte curioasă de baby. Păi și eu sunt curios pentru că este nou și n-a mai fost până acum. Hai să-l alegem pe Huggy, pentru început. Îl alegem pe Huggy prima dată? Da, asta facem. Deci prima dată mergem la Huggy și să vedem după asta ce se va mai întâmpla, da? Așa că hai să sărim, bănuiesc. Hai să vedem! Mamă, cum ne ducem! Mamă! Sunteți pregătiți la Granny cumva? Așa pare. Suntem la Granny acasă. Oh my god. Sper că nu-i Granny acasă. Nu mi spune că o să vin aici. Da, știi, asta e camera în care te bagă ea în jocul ei. Și gen, nu te lasă să pleci, știi? Și gen, dacă ieși afară, te cam aude, nu știu ce să zic. E deschisă ușa? Ce facem? E deschisă ușa, dar nu știu ce e acolo afară. Nu prea știu ce să zic despre chestia asta, ia. Oh! Granny! Hei, ăla nu e Granny! Era Granny? Stai puțin, nu e Granny! Păi, Cartoon Cat, dar de ce stai așa? De ce caut acolo? Ia stai, mă, că mă duc la el. Ia vezi. Cartoon Cat, ești bine, băiete? Cartoon Cat. Ok, nu știu. Bă, eu cred că păzește aici, sincer să fiu. Da, eu cred că o păzește pe bunica. Te vezi că te bate dacă te apropii de el. Nu te apropia de el. Încercați să vă mișcați, dar gen... Nu te mușcă! Fiți atenți, am un plan. Fugiți repede pe lângă el. Fugiți! Așa, bravo. Veniți pe mine. Unde e Granny acolo? Unde e? E chiar în camera aceea. Ce faci? Ce faci acolo? Bunico, să nu faci rele. Mamă, dar... Mamă, dă Cartoon Kitty cu ea în casă. Ok, hai să mergem puțin așa, ușurel. Mamă, se uită după mine, se uită după... Bunico! Uite și nepotul! Ok, asta e foarte ciudat! Mă bate! Te bate nepotul! Te bate nepotul! Băi, fugiți de nurpă! Veniți afară, repede! Gata! Băi, vedeți că apar nurpă peste tot! Bă, ia gata, lăsați-mă cu vorba, ia gata. A, uite-mă că am ieșit afară în zona asta. Uite ce drăguț e aici. Lol, păi asta e chiar zona de afară a bunici. What? De ce a apărut un TV acolo? A apărut un TV uriaș. Ce se întâmplă? Bă! TV-ul ăsta i-a făcut praf pe nurpă. E televizorul bunicii ăsta. A dispărut. Okay. Granny, ce ți-ai făcut upgrade? Ți-ai luat Smart TV? Băieți, ce este chestia aia de acolo? Nu știu, e ceva prin casa bunicii. Bă, nu vreau să știu ce e. Vai. Ok. Ok, mi-e cam frică puțin. Ceva. Ai găsit ceva aici? Uite, ia să uite.
E cartea televizor, ia stai o secundă. Ia că mă bate cu culorile lui. Asta e Siren Head televizor. Siren Head televizor, da, e prin casă. Ia uite-l cum faci. Ia uite-l, mă. Uite-l. Deci nu vă apropiați, că vă dă cu piciorul, vă dă cu șutul și ia stai, mă, că... Ia uite, mă! Ia, ce ți-a făcut? Am dat cu culorile, că e TV color. Man. Înțelegi tu? Ia pleacă de aici și lasă-ne-n pace. Televizor bunicii a prins viață, vă vine să credeți așa ceva. Hai să plecăm, veniți pe mine. Am găsit un loc, da, a găsit Mihai aici, de fapt, locul aici secret. Eu știam locul ăsta că m-am mișcat Granny și pe aici ajungi undeva la subsol, înțelegi? Cine știe? Pentru că m-am mișcat Granny o grămadă, iar aici găsești ceva în safe-ul ăsta, dar nu cred că e nimic aici, sincer să fiu. Ia stai. Lol! Aici și garajul cu mașina lui bunica. Are trabant! Drăguț! Ok, și aici era sauna ei, aici se băga la sauna. Sauna? Da, are sauna, ia uite. Te bagi aici frumos, stai Mihai, puțin! Nu, Mihai, nu intra, că te topești, pleacă! Da, Mihai, tu ești de zăpadă! Da. Pleacă de aici! Da, și aici puteai să scapi de bunica, gen, dar mi-e cam frică pe aici, nu știu ce să zic. Iar bunica... Da. Eu am făcut-o praf, dar nu știu dacă are de gând să mai vină pe aici, nu știu ce să zic. Crezi că mai vine? Păi nu știu. Se aude ceva, voi auziți? Da, se aude... Da, uite că se și vede. A pornit sauna, uite. Vezi? Ce asta? A pornit sauna, e efectiv, stai... Bă, Mihai, te topești! Mihai, Mihai, se topește. Băieți? Ce? Avem sus pe scări. Foarte multe Granny. Ce și pe acolo avem? Ce? Ok, clar treaba. Granny s-a clonat. Vai, Doamne. Oh my God. Deci uite câte... E plin de Granny-uri. Unde scapă? My God, okay. Câte sunt și cum se uită. Hai că am înțeles. Ok, vă rog să ne lăsați în pace. Bă, nu mă închideți cu ea aici. Ok, știți că nu avem pe unde să ieșim în mod normal, pentru că ușa este închisă cu multe lacăte. Dacă am putea să scoatem... Ia stai! Poți să distrug? LOL! Wow! Fugiți! Nu pot să cred, am scăpat, am terminat Granny. Băi, LOL, unde mergem? Și acum te lești cu... Ok, ăsta e sfârșitul hărții. Nu vine să cred că am reușit să ieșim din casa lui Granny, LOL. Ok. Ok, deci fiți atenți, trebuie neapărat să folosim butonul acela. Deci, hai să scăpăm de aici, zic. Sunteți pregătiți, da? Că voi apăsa pe el. Da, apăsa. Hai, 3, 2, 1 și like. Gata, am revenit. V-a plăcut? Ce bine. Minunat a fost, capitanul. Ok. Nu prea i-a plăcut. Hai, mergem la următoarea, da? Da, pe care? Uite, hai să o alegem pe asta. Hai să o alegem, cred că foarte multă lume e curioasă. Hai să vedem. Ne băgăm? Sigur. Hai, care-i curajosul? 1 și... Ia uite, mă, ce s-a aruncat. Bine! Hai că pic rău. Grijă! Da, am vrut să-mi deschid lanterna, dar nu funcționează, nu se vede nimic. A ajuns în FNAF, oameni buni. Uitați-vă puțin. Nu, eu vreau să plec. Bă, mi-a închis ușa în față. Suntem blocați aici. Suntem blocați. Dar uitați. Oh, nu! E un animatronic! Oh, no! Oh, aveți grijă. Aveți grijă că vă mănâncă. Toți acum sau ce? Da, nu știu ce să zic, dar nu e bine deloc. Și uite, se vede zona de afară, dar nu putem noi să trecem. Ok, deci... Nu știu ce să zic dacă gaura asta a fost chiar una ok sau nu, dar... Nu știu ce să zic. Ia că a dispărut. Ok, deci aici o să trebuiască să mergem drept înainte. Oh, nu. Ne-a văzut. E Chica, vezi că vine pe tine, te mușcă. Te mușcă, ai grijă. Fai de capul meu, e plin de ăștia aici. Ok, vreau să-i dau cu de-asta. Gata, hai că o facem praf. O eliminăm. Mamă, dacă și în FNAF era atât de bine să putem să avem arme în FNAF, dar nu ai arme în FNAF. Da, era bine. În FNAF doar fugi și atât. Ia stai să știu ce e aici. Ceva gift shop, cred că e. Da, nu se deschide ușa. Ia stai, gemurile se sparg? Nu. Nu. Stai că și în partea asta altă e ceva, uite. Ce? Dar nici aici nu poți intra, nu? Nici aici nu poți intra, dar e făcută zona. Ai Freddy, bă, asta ar trebui să fie prietenos. A, nu e prietenos, de poate. Bă, Freddy, ce ai pățit? Ok. Ce să mai zic? Ok, deci asta, tehnic vorbind... Ok, e Montgomery Gator. Asta, tehnic vorbind, este gaura cu mami Longlegs, deci nu știu exact ce să zic. Dar probabil o să fie și familia Longlegs pe undeva. Veniți pe mine repede, am o idee. Am un plan, veniți repede. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici.
Stai. Repede, deschidem aici frumos. Uite, o cafenea. Închide ușa repede. Că am închis ușa. Coffee. Nu, nu cred că mai bine. Da, eu cafenea. Unde s-a dus pisica? Că nu mai văd. Aici sunt. E un cadou de ăla, ia să vedem, ne dă ceva. Un cadou. Băieți, cred că avem un cadou în față. Ce cadou? E bebe. E bebe! Oh my god! Ok, nu e bine. Dar e bine că nu poate... Bebe long legs, ce vrei? Ia că-ți dă cu picioarele! Ia, îți dă cu picioarele. Stă în mâini și îți dă cu picioarele. Uite, are Pampers! Are Pampers! Băi, bebe long legs, nu mai fie așa de rău! Să știi că nu mă sperii, să știi că nu mă sperii de tine, bebe long legs. Ia uite, el crede că să crede șmecheria, veni după mine. Vreți să vedeți că nu știe să vină după noi? Ia, lasă-l acolo, Să fii sănătos, ia că știe! Aoleu! Ok, bebe long legs, îmi pare rău ce am zis. Închideți ușa. Ha, mă, vină-ncoace, am zis. Nu știu cum se vede. Dacă îl iau eu. Ia treci, bă, de acum. Închideți ușa repede. Gata, fuga. Oh my god. Oh my god, unde suntem? La bucătărie. Ce e asta aici? Ok, putem să intrăm undeva într-un depozit. Oh my god. Aoleu. E Daddy Long Legs. Mai lasă-ne pace, răule. Hai pe aici. Uite că a ieșit. Hai pe aici. Ai intrat în magazinul ăla. Uite și poți să deschizi ușile. Sunt intrări unice, cred. Intrări unice și poți să deschizi ușa, dar ușa se poate deschide doar din afară. Bă, uite, pe Daddy Long Legs. Ia stai să văd dacă pot să-l prind. Nu pot să-l prind, da? Nu cred. Eu de pustă. Dacă... Unde e, mă? A dispărut? Cred că a dispărut. Nu știu. Daddy Long Legs, unde ești? Arată-te, răule. Uite-l. Oh my god. Ia uite cum face. Vai, mai pleacă de ia asta. Vine și cu copilul. Opa. Ce a făcut? Te-a prins. Îmi dă palme, mă, aveți grijă. Ce că... face? Vezi că te prinde mână. Și te mușcă și cu capul. Okay. Cred că trebuie să fugim pe aici. Veniți repede. Bă, ce e ăla? E un animatronic aici care... Oh my god, e cu endoskeletonul. Veniți repede. Hai să mergem la daycare. Toată familia este după noi. Oh my god, îi văd. Uite-i. Îi văd și mami long legs. Ok, veniți pe mine repede. Așa. Veniți pe mine, trebuie neapărat să mergem la daycare. Asta e singura zonă în care ne putem salva, cred că. Ia. Ok. Deci o să ne dăm pe topogan, veniți încoace. Haideți. Eu o să mă dau primul. M-am dat. Chiar a mers. Wow. Hello. Da. Suntem în zona cu... E apăruse ceva acolo. Oh my god. Nu, e Sun and Moon aici, că știu că era... Oh, no. Ce? Mamă, Froxenol, fugiți. Fugiți, că-s peste tot. Vai de capul meu. Ok, nu e bine, nu e bine. Trebuie să mă ascund. Nu știu pe unde e, aici putem aici, să intrăm, oare? Aici. Nu poți să intrăm. Ba da. Aici, dacă intrați, ar trebui să fiți în siguranță. Cred. Ce? Haide, am intrat în tunelul ăsta cu Mihai. Păi și eu sunt în tunelul. Eu am intrat aici, în lateral asta, dacă vreți să intrați. Mamă, ce fuge Roxine Wolf după voi! Repede, Mihai! Trebuie să sari și să dai crouch în același timp. Eu nu știu unde ați intrat. Pisica aici unde vrea Roxane nu să intre, suntem în tunel. Bă, a intrat după mine asta! Pisica a intrat după mine asta, dacă-ți vine să crezi. Dacă hai, am ieșit pe partea cealaltă. Bă, hai, nu știu ce să zic. Bine. Aici e Sun and Moon și s-ar putea să avem probleme cu Sun and Moon, să știți. Da, oh my god. Am găsit, am ieșit. Te fugărește, e spatele. Da, păi mă fugărește, văd! Ia asta mă că dau cu biluță de-astea. Gata, a dispărut. Vai. Băi, deja ce ne supărăm, ce facem aici? Băieți, nu cred că e bine. Mamă, e cica stricată, e cica stricată, uitați-vă. Poate ar trebui să plecăm. Mamă, ce-mi dă palme. Bă, da. Doamne, ferești. Ok, fiți atenți că apăs pe buton, Haide, pe buton, repede. Stați, nu butonul de întoarcere. Gata, s-au stins luminile. Ok. Opa. Deschideți lanternele. Aveți grijă că mai posibil să se sponeze ceva. Că s-au stins luminile. E destul de periculos, nu știu sigur. Aveți grijă. Uite pe aia! Animatronicile stricate! Wow! Voi de capul meu! Vezi că te mușcă, stai, ridică-te de aici! Mamă, cât sunt, e plin! Băi, e plin! Ce-a venit? Mamă! Ce uite? Doamne, ferește, băiatule, nu vine să... mulți! Deci aveți grijă să nu vă mănânce cât sunt luminile stinse, că după aia o să dispară. Uite, Sun and Moon a apărut! Oh my god! Vai! Deci stați, încercați să rezistați până se deschid luminile, ok? Încercați să rezistați, până se deschid luminile. Aoleu, stai să încarc și eu că... Vine pe tine! Vai, fugiți! Fugi!
Nu știu unde e Mihai, l-am pierdut. Mihai. Dacă mai apăs o dată. Gata, s-au deschis lumine, Suntem în siguranță, suntem în siguranță și putem să plecăm acum. Da. Poate. Sper că suntem. Suntem ok? Uite ce muzică drăguță, vau! Da, e muzică drăguță și când se sting lumile nu prea e așa drăguță. Ia stai, că am găsit ceva aici. Am văzut și eu ceva. E un gift shop sau ceva. Uite, ai de-asta, ai gifturi exact ca în FNAF, doar că aici nu faci nimic cu ele, cel puțin nu cred. Da. Trag în el și nu pot să fac. În FNAF le puteai deschide și astea, dar aici nu le poți deschide. Ia. Hai să apăsăm pe buton și să ne întoarcem. Haide! În 3, în 2, în 1 și... Gata, ne-am întors. Da. Ne-a mai rămas, doar asta cu Cartoon Cat. Oare ce se întâmplă aici? Bă, nu știu, Cartoon Cat este poate avem o surpriză. Foarte bine cunoscut. Stai să mă uit să văd, să mă uit. Pufos. Vreau să mă uit dacă s-a spălat pe dinți. Ia să vedem. Da, este, are dinții albi. Da? Bă, sincer să fiu, uitați-vă puțin la Cartoon Cat față de Huggy Wuggy. Uitați-vă, Huggy Wuggy are dinții cam închiși așa la culoare, nu știu, că mă, nu prea s-a spălat pe dinți. Nu prea. Bă, important să te speli pe dinți, băi, Huggy, ia bagă mare. Cartoon Cat s-a băgat. Ia uite ce dinți albi are, zici că are fațete. Păi face schimb de dentist. Mamă, da, hai, du-te la dentistul lui Cartoon Cat. Hai să ne băgăm, hai, sunteți pregătiți? Hai. De data asta am fost eu mai curajos decât voi. Da. Ia uite-mă cum mă duc. Unde am ajuns și unde sunteți voi? Eu sunt într-o cameră. Și eu sunt tot într-o cameră. A, am ieșit, uite. Unde ești? În camera asta. Fiecare a ieșit într-o cameră, lul. Da. Ia uite mă ce și-a pus stickerul pe perete. Mamă, stai că vreau și eu. Cum puneam? Gata, ia uite mă și-a pus și stickerul pe perete. Eu n-am sticker din păcate, dar hai să mergem. Să vedem ce se întâmplă în lumea aceasta. Ia uite, ce frumos e. Bă, da, pare frumos, pare că e aer curat. Auziți și voi ce au și... Da. Se aude ceva. Se aude, dar se aude de multe ori, nu vi se pare? Zici că e la boxe. Da, se aude... Zici că e la boxe! Se aude dubios, nu știu de ce se aude. Wow! Sunt mulți Huggy-Wuggy, uite că... Am văzut doi. Ăștia-s blocați între ei, uite-i. Vai de... Oh my god, și tot aud muzica aia. Nu trageți în ei, nu trageți în ei. Încercați doar să-i ocoliți. Că nu ne prind. Ia uite, sunt? Băi, băiatule! Fugăriți prin pădure de Huggy Wuggy. Chiar suntem fugăriți. Dar nu trageți în ei, nu trageți. Uitați-vă! Ia uite, ia! Ăla merge așa încet. Ce faceți, băieți? Hai că ați ieșit la o alergare! Ia, haide! Băgăți aici! Ia uite alergare, hai! Mișcare frumos! Este sănătos! Sport. Da, da. Haide! Haide, băgați aici! Băgați mișcare! Băgați! Haide! Frumos, îmi place. Am văzut ceva interesant, da? Ce-i acolo, M-a prins. Oh, l-a prins pe Mihai, stai că-l salvez eu. Te-am salvat, Mihai, te-am salvat. Băi, aici ceva! Dar zice să nu intrăm. Hai să intrăm. Hai să intrăm. Ajutor! Stai că încerc eu să te salvez. Hai, fugi, pisică, fugi, intră aici. Gata. Vezi că vin după noi ăștia. Gata. Urau pe mine așa. Hai de capul meu. Doamne ferește. Ok, nu știu dacă suntem bine aici pentru că scria să nu intrăm, ok? Asta scria. E TV-ul. Măi, e un TV mișcător. Bă, asta nu e. Ia pe YouTube aici Max Infinity. Ia scrie mai Max Infinity aici pe YouTube. Ia și dă și pe butonașul de like. Ia trageți mă în el să stricăm televizorul ăsta. Ia uite, bă, la e aici o scară, vezi? Da, nu știu dacă vrei să intri în apa asta, da, mizerabil. Ce e? E cap de televizor! Mihai s-a dus, el n-a nicio treabă. Ne-a lăsat pe noi să ne batem cu cap de televizor. Mihai, bine? Da. Mihai, rechinul! Ia că vreau și eu! Nu-ți recomand, dar cine știe ce e? Băi, de ce poți să intri pe sub apă? Nu știu, nu știu. Ok, asta e dubios. Lasă-mă cap de TV, că n-am timp. Ok, asta e dubios. N-am timp acum. Bă, da. Oh my god, e pe deasupra mea cap de TV. A, nu pot să trag el, că nu trage arma sub apă. No, dar nici nu prea dau. Bă, mă bate de sub. Mă bate de dedesubt. Vezi că-ți dă mare picior. Da, îmi dă picior și eu sunt în apă. Ia stai să văd. Păi m-a urcat pe aici, pe sus. Unde te-ai urcat? Aulă. Bă, ce face? Ce face asta? Mă, voi vedeți ce fac? Trage cu unde? Unde TV? Da, unde TV? Ce-mi face că nu mai văd nimic?
Iar treilea după tine. Bă, dar ce atac e ăsta? Că nu l-am mai văzut până acum. Nici eu. Nici eu, dar... Dar îmi prea dăm damage, mă. Wow, ok. Am o idee, veniți pe mine, repede. Stai să vedem unde e ieșirea. Da, așa, că eu nu știu, că nu prea văd. Pe aici. Vezi că repede, repede, fă repede. Acum. Uite, haideți pe aici, că zice că n-avem voie, dar eu zic să avem voie. Hai, gata. Aveți impostorul. Nu l-am mai văzut de mult. Băi, băiatule, de când am mai văzut impostorul? Deci n-am mai văzut de foarte mult timp impostorul ăsta. Among Us, alo. Am și uitat de Among Us. Ce care apărea în VR, am auzit. O, în VR? Da, oficial. Ar fi tare. Oficial? Okay. Da. Hai, mă, să-l batem pe ăsta, dă-i. Rupe-l. Da, tu să fii foarte ciudat. Hai, hai să mergem, hai să mergem. Fugiți, fugiți de el, fugiți de el. Am reușit. Deci, uite, veniți pe aici. Ia uite ce e aici, bă. O, nu. El cu nene prin apă. Nu-mi place cum Ok, arată. Deci vedeți că sunt multe intrări? Nu știu dacă vedeți că sunt multe intrări. Ce mi s-a întâmplat? Nu știu. A fost ceva albastru pe mine, nu știu. A fost un und albastră pe mine. Und albastră de la ceva. Băi, vezi că e destul de adâncă apa, să știi. Gen, te duci pe aici și te chiar te bagi în apă, gen. Adică chiar trebuie să nuți în zonele astea. Pe unde mergem? Da, nu știu. Alege una. Aici? Oh my god! Oh, no. Ce? Oh my god, nu mă așteptam să vină oaia. Da, Carton ship. De când nu te-am mai văzut? Bă, ce e, mă, creaturile vechi, oare? Probabil. Cred că da, pentru că uite-te, mamă. Aoleu. E pe sub apă, e sub acvatic. E sub acvatic. Oaie care notă. Da, n-am mai văzut până acum. Ok, deci vrea cineva să aleagă următoarea? Nu. Nu, eu nu mă mai bag, eu nu mai am Hai, hai, o aleg eu, hai, o aleg pe asta din față, ok? Hai. Okay. Băieți, fugiți! De ce, de ce? Și care e faza? Ăsta e ăla de se transformă, ăsta e ăla de se transformă. Și are loc aici? Nu știu ce se dă. Oh my god, unde e? Fugi, fugi! Se bagă sub, uite-l, vine după tine! Ok, cred că era o idee bună ce a zis, că mai degrabă să nu intrăm în cave-ul ăsta. Nu credeți că ar fi fost o idee mai bună? Da, ar fi fost o idee mult mai bună. Oh my god, evoluează, v-am zis, aveți grijă. Ok, cred că ar trebui să plecăm în curând, nu credeți și voi? Da, hai să nu mai încercăm de asta. Hai să plecăm. E zona... Ce se aude? Da, l-aud și eu. Hai să plecăm. Aolo, m-am împins ceva. Stai că nu știu pe unde, nu pe acolo. Pe aici. Pe aici, corect? E corect. Da, e corect. Dreptă. Vai de capul și de zile mele. În partea cealaltă. Pe acolo. Ok, aveți grijă că nu știu exact. Oh, nu. Am văzut ceva. Văd și eu, dar... Mamă. Gata, hai că apăs butonul și... Iată, am terminat cu aceste 3 găuri. Nu știu exact în ce lume v-a plăcut cel mai mult, dar scrieți-ne în comentarii care v-a plăcut cel mai mult dintre acestea. Și ce faci aici, bă, Mihai? Ia uite, Mihai a venit cu ceva, ia uite-l. Am modignesc să pregătesc. Ești obosit? Ia uite ce l-a aruncat pe Mihai. Mamă! Sunt bine. Ok, deci asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!